Baterii pentru telefoane, motoare cu reacție, componente de avion sau navete spațiale, toate au nevoie de titan și zirconiu. Iar România e una dintre puținele țări din Europa cu un subsol bogat în astfel de metale rare prețioase. Comuna Glogova, din Gorj de pildă, stă pe un zăcământ din care pot fi extrase ambele. Însă combinatele alimentate cu materia primă de aici s-au închis rând pe rând, iar guvernul cheltuie acum sute de mii de euro pentru a închide și carierele. Nimic nu a mai rămas din ce a fost până în urmă cu 10 ani stația de sortare a metalelor rare de la cariera de lângă Glogova. Și a venit să-ți dă în cap și să-i arunca pe aceea prin boschis. Dar veneau hoții de fier vechi, nu? Da. Titanul și zirconiul extrase de aici, de la Merișan și de la grindul Chituc, erau prelucrate în scopuri strategice, militare și energetice, că vorbim de banalele baterii de telefon, de industria nucleară sau de zboruri în spațiu. Era fotografiat cu interzicerea. Nu, nu aveam voie să spun nici unde lucrăm și ce facem. Industria aviatică nu există fără titan, iar din zirconiu specialiștii fabricau capsulele în care era depozitat uraniul radioactiv care alimenta centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Doar Statele Unite, URSS, China, Japonia și Franța mai aveau tehnologia care să le permită să folosească zirconiu în centralele nucleare. În urmă cu 15 ani, în cariera de la Glogova lucrau 60 de oameni, printre ei și Ion Cămui. Nici nu-mi vine să cred. 23 de ani am lucrat aici, exploatam din carieră și aduceam aici. Glogova este una dintre cele mai bogate zone în zăcăminte de metale rare. În unele locuri și nisipul e plin de titan și zirconiu. A zis americanul că de unde există așa ceva în România. Că la ei se exploatează greu, prin mlăști, prin alea, cum e la Chituc acolo, pe plajă, 7-8 metri, care le-a adus de apă, nu e de pe aici, de pe un adunat, de pe, și ăla nu e nici... Nu-i nici bun, că-i spălat, e nu mare concentrația. Se lucra în trei schimburi, iar muncitorii extrăgeau și 20 de tone de minereu pe zi. Un investitor privat a redeschis în 2001 cariera de la Glogova. Fără o industrie care să mai ceară metale rare, însă afacerea a murit. La început să cărau la Zurețe cu una, două mașini, apoi a fost patru dacuri și apoi cu trenurile mergeau trenul întreg de minereu la Galați. Statul a tăiat însă aripile industriei aviatice, iar terminarea centralei nucleare electrice de la Cernavodă nu a mai fost nici ea printre priorități. Apoi, logic, a venit rândul mineritului și al siderurgiei. Încercările de resuscitare a exploatării de la Glogova au eșuat. Au venit în zonă, au identificat două perimetre și au luat autorizația de explorare, au făcut niște foraje. După aceea, nu știu ce s-a întâmplat, că s-a renunțat la... idee. S-a întâmplat că firma a intrat în insolvență. Interesul a fost pentru fier vechi. A dus la fier vechi din instalațiile de aici. A rămas și a fost mai greu. Ce nu s-a putut așa? Investitorii ocolesc Gorjul. Prefectul crede că lipsa infrastructurii ar putea fi unul dintre motivele principale. Problemă cu investitorii. Lipsesc. Acum, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul nostru al Consiliului Județean, încercăm să facem cunoscute aceste lucruri, în așa fel încât să găsim și investitori care poate să dezvolte zona, care poate să creeze locuri de muncă, să creeze sau să readucă la viață aceste exploatații. România a importat în 2019 zirconiu în valoare de 8 milioane de dolari și titan în valoare de aproape 11 milioane. Paradoxal, guvernul alocă alte sute de mii de euro pentru a închide cariere bogate în minereu. Societatea Convers Min ar fi trebuit să încheie conservarea minei în 2018, dar nu e gata nici azi. 2 milioane de lei estimează autoritățile locale că ar costa retehnologizarea și redeschiderea exploatării Glogova. Am cerut explicații de la Direcția Resurse Minerale din cadrul Ministerului Economiei, dar până la momentul difuzării acestei știri, nu am primit niciun răspuns.